Deci așa arată în Maroc trenul de clasa a doua. Și am ajuns în gara din Rabat, o gară mult mai înaltă decât cea din Marrakech. Auzi ce modern arată tramvaiul de aici, din Rabat. Încă ne adaptăm cu GPS-ul pentru că e foarte complicat. Te bagă pe niște străzi din astea. Dacă întinzi mâinile, atingi pereții. Aici e domnul? Va, aici e un domn popular. A găsit Iasmin aici în zonă niște grădini andaluze să le vizităm și e foarte, foarte frumoasă zona asta. Bună dimineața, oameni buni și frumoși! Alex aici, alături de Iasmin. Suntem deocamdată în Marrakech și astăzi ne îndreptăm înspre Rabat. Și am ajuns în fața gării, gară care arată absolut spectaculos. Deci o să vedeți cum este să mergi cu trenul sau autobuzul, să vedem ce o să ne fie mai avantajos. Suntem cu ghiozdanele la purtător, să vedem cât o să coste să ajungem în Rabat. Și cam cum arată trenurile pe la ei. Până să începem toată această aventură, o să vă reamintesc cu foarte mare drag să nu uitați să dați un subscribe dacă vă place ce vedeți aici, un like ne ajută și un comentariu cu părerile voastre. Hai să începem aventura! Deci uitați cât de frumoasă este gara lor, incredibil cât de bine arată. Zici că intri într-un mall cu McDonald's pe aici, cu tot felul de întreprinderi, se spală pe jos. Eu vă spun sincer, în privința, cel puțin noi acum primul contact aici îl avem cu Marrakech, dar în privința Marocului nu ne așteptam să fie un pic mai, hai să zicem, neprietenoase lucrurile din punct de vedere al curățenii. Numai că suntem foarte plăcut surprins de ce se întâmplă aici. Bun, o să mergem acum să vedem ce trenul găsim, la ce costuri și să vedem dacă mergem cu trenul sau cu autobuzul. Și până acum ce am aflat este că cel mai ieftin tren, pentru că noi asta căutăm, este la ora 2:15 și costă... Parcă la 2:50. 2:50 și costă 15 euro de persoană. Acum o să mergem și la autobuz, pentru că este destul de aproape de gară. Să vedem cât ne costă și autobuzul, dacă e vreo diferență. Bine, chestiunea importantă este că trenul face de aici, din Marrakech până în Rabat. 3 ore jumate. Vreo 3 ore și jumătate. Și autobuzul 5 ore... Poate chiar mai mult depinde de trafic. Da. Deci aici vrem să facem un echilibru, să vedem cost versus timp. Mergem, e destul de aproape, deci gara e în spatele nostru și pe aici pe bulevard am înțeles că este și autobuzul, să vedem unde este mai ieftin și unde e mai ieftin acolo luăm decizia. Da, uite, vorbeam mai devreme cu Iasmin că totuși e foarte scump trenul la ei. Gândiți-vă, 15 euro pentru 3 ore. Deci vă 70 de lei, la noi e mai ieftin. În Maroc. Da, deci noi suntem aici în Maroc, vorba aceea. Deci trenul din România, pentru cei care, să zicem așa, boscorădesc trenurile din România, aflați că Maroc e mai scump. Mai scump și să vedem și cum arată, că nu mai aștept să fie cine știe ce condiții. Deci la această aventură, până acum, cel mai mult ne-a costat partea de transport și de cazare. Cam asta se întâmplă pe aici, ca să știți la ce să vă așteptați. Cât am vorbit noi puțin, am ajuns și la autogară. Mergem acum să întrebăm, nu prea vreau să filmez în interior ca să înțelege ăștia de mine, dar facem o sinteză după aceea. Situație rezolvată rapid, nu există autobuz spre Rabat. Există, dar cred că e în alt loc. Există în alt loc, dar e la mama vântului, trebuie să mai mergem nu știu cât și avem și noi resurse limitate pe energia corpului. Ce simpatice sunt pisicile astea peste tot aici, pe Marrakech. E orașul pisicilor, aș putea spune. Deci e clar că mergem cu trenul. E mai scurt, e mai rapid, dar avem și costul destul de mare. Asta e, n-avem ce face. Aveam un plan să trecem și prin Casablanca, însă în Casablanca nu ne permite nici timpul și costurile ar fi fost destul de mari și nu prea avem multe lucruri care să ne atragă acolo. Adică nu ni se pare ca fiind cel mai ofertant oraș în care să ajungem, noi căutând mai mult zona aceasta de autentic, de Medine, da, de Maroc ăla, de, îl mai știu, doamnele și domnii, poate din filmele, seriale de tip cum Clona, da? Deci căutăm genul acela de Maroc frumos, așa, nu de oraș. Deci aici, uitați, Marrakech-ul, da, poate să arate și așa, adică bulevarde, mașini, trafic. Noi nu căutăm asta. Între timp s-a făcut și ora de plecare, a venit și mare ploaie, sănătate, e un fric pe aici în Maroc, de aproape că ninge.
Hai să vedem cum arată. Trenurile arată destul de bine. Apropo, pe linie aici, pe peron. Deci pe peron nu intră oricine așa. Dacă n-ai bilet, nu te lasă. Și asta mi se pare normal cumva. Trenul arată destul de normal. Ăsta altul, vă că arată așa mai sportiv. Asta e trenul cel mai ieftin, da, cel mai prăpădit. Avem și la clasa a doua. Avem și la clasa a doua, dar suntem noi și localnicii pe aici. Și da, deci ne îndreptăm înspre trenul. E, să vedem cum va fi. Important e să aibă căldură. Am ajuns în Maroc și bate un vânt și o ploaie. Și unde găsim vagonul 26, frate? Vedem, vedem. A, ăsta e 12. Deci începe nevărătarea greșită. Păi și următorul e 11. De? Păi și 26, unde vine? Așa arată trenul de aici din Maroc, la clasa a doua. Adică, comparativ cu unele din Thailanda, alea de la clasa a patra sau, mă rog, așa, sau... Totuși, sunt scaune din astea, destul de da, comode. Da, de pluș, sunt ok. Da, sunt ok. Uite aici avem noi, 51-53. 51-53 la băncuță aici, da? Da. Păi că arată chiar bine, uite, avem și măsuță, zici că ești la școală. Sper că se pun la loc. Cum vedem. Deci așa arată în Maroc trenul de clasa a doua. E ok, e ok. Comentarii, ceva, mai vrei căldură, vrei răcoare, ce vrei mai? A? Nu cred că e în căldură, să zice. Ne încălzim reciproc. Da, cam peste tot e aceeași situație, în casă, la restaurant, oriunde e aceeași situație. Exact, deci dacă în România mai au pe cineva că se plânge, că nu-i dar cald. Dar la mine pentru 3 ore jumate cred că plăteam 50 de lei, cam așa, 60 poate. Ok. Aici am plătit 75. Da, o, frate, dar la noi ne plângem imediat, că ne e frică, ne e cald, știi? E, aici așa e modelul. Bagă aici asta să se vadă forța naturii. Au, am mușchi da. Ăsta, gata de acțiune. Câteva ore mai târziu și am ajuns în gara din Rabat, o gară mult mai înaltă decât cea din Marrakech, mai vruțică. Eu mă așteptam să fie, de seama, gard de vil, ceva da, să fie. Ne așteptam să fie un pic mai frumos, sincer, dar Marrakech-ul într-adevăr arăta mult mai bine. N-avem nici scări rulante, facem un pic de fitness acum și să facem. Și totuși aici e capitala. Da. Deci deocamdată gara mai vruțică. Cam așa. Și aici este partea din fața gării, să vedem. În toată splendoarea ei. Aici fața arată bine, ai impresia că și gara arată bine. Da, gara nu arată chiar atât de bine în interior. Nu, gara nu arată deloc bine, de ce ești drăguț? Da. Partea din față, gara din Rabat. Arată civilizat totuși. Da, dar arată civilizat, nu pot să zic. Adică chiar arată frumos cu palmieri ăștia aici. Da, zona da. Zona chiar arată da, bine. Arată foarte bine. Da. Da, uite, Dacia la semafor. Ce bine arată Dacia neagră. Lângă un Mercedes, uite ce bine arată. Nu știu ce model e de Dacia, dar arată foarte bine. Și noi mergem la vreo 15 minute distanță de aici, unde suntem și cazați. Ai avut și tu apă. Are you vlogging? Yes, yes. Thank you. Thank you, thank you. Dar foarte frumos sunt palmierii aceștia de aici. Da, uite, ăsta e doar un cotor. Da, s-a rămas doar un cotor. I-a picat coroana. Dar la restul e frumos, da. Da, da, da. Foarte bine arată bulevardul ăsta. Deci, ca o concluzie a mersului cu trenul de până aici, condițiile au fost chiar civilizate, nu s-a simțit drumul prea tare, exact ca în România. Ba a mers și cu 100 și ceva, ba a stat în gară 20 de minute de nu s-a mișcat. Și oricum ne simțim ca în România, pentru că uitați-vă, dacă întoarcem camera, câte daci sunt. Deci toate dacii, da, ăsta e taxi. Un Renault. Da. O altă, Dacia. Deci una din 5 mașini este Dacia, pe cuvânt. Ne place Rabatul deocamdată. Arată frumoasă zona asta de centru de pe aici. Foarte frumos. La vreo 3 minute distanță de gară, intrăm deja în zona veche a orașului, așa pare. Dar atmosfera e foarte frumoasă. Dacă vă uitați la oameni pe stradă, sunt foarte zâmbitori, așa, sunt foarte voioși. Nu știu, e o stare de bine așa pe total. Și noi suntem destul de aproape de aici cu cazarea.
Să vezi, n-am văzut pe aici să ne streseze în vreun fel ceva. Chiar deocamdată așa prima treabă pe care o remarcăm aici este că e numai de bine. Plus că ne place și vremea, că e un pic mai cald decât... Că toată lumea conduce cum vrea și mulți traversează pe roșu. Da, se traversează mult pe roșu. Dar la modul, nu ca la noi când mașinile stau și traversează pe roșu, pur și simplu... Hai să încercăm și noi. Și se bagă printre mașini. Da. Se pare o chestie foarte periculoasă. Da, dar așa e modelul, uite că și noi ne-am adaptat pe zona asta. Și noi traversăm pe verde, acum. Acum pe verde, ok. Pentru că pe roșu n-ai cum, că circulă mereu mașini. Ei fac niște chestii dubioase. Ia uite, au și tramvai, să știi, pe aici. Da, uite, da, și arată chiar super bine. Ia uite ce bine arată tramvaiul. Arată chiar modern, am putea spune. Da, și uite, pe aici se vede ca fiind Medina, așa, e zona asta de centru, oarecum vechi. Uite ce modern arată tramvaiul de aici, din Rabat. Super frumos. Modele tradiționale, cu... lux. Încă ne adaptăm cu GPS-ul pentru că e foarte complicat. Te bagă pe niște străzi din astea. Dacă întinzi mâinile, atinzi pereții. Și la început a fost ciudat când am intrat așa prima oară pe genul ăsta de străduțe, mai ales noaptea. Dar acum ne-am cam acomodat așa, adică așa sunt străzile pe la ei. Dar sentimentul e unul ciudat, adică la început mai e așa oarecare de ține. De a intra pe străzi din astea așa înguste. Ce drăguț e strada asta pe care suntem cazați. N-a dat rău deloc. Foarte interesant. Nu, mereu avem provocări de genul ăsta. Pentru că efectiv nu poți să știi nicăieri pe unde intrarea într-un hotel pe aici. Oricare poate fi intrarea. Dar arată foarte frumos cu albastru ăsta așa. Hai să vedem pe Iazmin cum găsește intrarea. Știi cumva la ce număr era? Nu, dar zicea că pe aici e Riad Najiba, dar mă așteptam să mai scrie și pe ușă. Ok. Acesta pare a fi la Maison. Aici frumos. Arată frumos intrarea. Opa! Vedeți dacă ne-și răspunde cineva. Nu crezi că am sunat cineva la ușă? Păi, de pe cei lei? Sigur am sunat. Da, mă refer să nu fie cazarea noastră. De partea distractivă e că aici mereu când suni, iese cineva pe geam. Interfonul cam ăsta se iese pe geam. Acum să vedem care o fi treaba. Mai bag o utură, mai bag o fisă. Cred că a auzit toată lumea că am sunat. Am văzut să vezi și noi? E cum e ce la hotel? Ca să știi cum e. La Jiba. Ui, ui, vezi? Doar nu știu asta? Mamă, ce frumos. Yasmin. Ce frumos arată aici. Wow. Să dăm pașaportul, să facem formalitățile. De ce frumos arată curtea asta interioară. Ne-am și cazat, așa arată de sus văzut. Tot locul, a început și rugăciunea, exact la ora la care am intrat noi în cazare. Camera arată foarte frumos. Mi-e place tare mult, adică e curată, e civilizată. Ia uite, pe camera chiar arată și mai bine decât în realitate. În realitate e cam aproape la fel de frumoasă. Da? Avem și aici un mic dulăpioh, un mic ușe. Am vorbit la franceză de când am venit aici, de mi s-a scântit limba. Am vorbit cât n-am vorbit în toată școala, că tot am învățat franceză de când am venit aici în Maroc. Și e bine să știți o limbă străină pentru că va fi de ajutor, adică franceza. Așa, deci între timp am aflat, deci camera aceasta a costat 25 de euro, doar că 6 euro au fost doar city tax, deci sunt destul de mari taxele pe aici. 23, ok, cu 5 euro acest city tax și cu mențiune importantă că nu avem baie în cameră, dar asta e situația, e pe hol. E oribil, nu mai vreau așa ceva. E oribil, nu avem ce face, deci e undeva acolo în capăt. Da, până la urmă, urmei, ce să facem, nu stăm o viață aici. Ne bucurăm de o cameră ok, Yasmin deja așa la poziția de relaxare și poate mai prindem ceva, o mică ieșire prin oraș. Și noi un duș așa lejer și acum am ieșit din nou pe aici prin Medina să verificăm cam care treaba, să ne plimbăm un pic seara. Yasmin și-a găsit chimen aici la butoi. Cred că e o formă de butoi, că nu cred că e plin așa. Butelca. Butelca asta ce e? Susan, ia uite ce bine arată.
Alune. Susana, Alune. Ghimbiru, uite ce frumos e și ghimbiru. Uite ce condimente pe aici, bagă un ochi, așa, bagă un giro, cum zice italianul. Uite ce frumos arată și asta tăiat așa, vezi? Asta miroase a curry. Curry, piper. Uite, ăla cred că e turmeric. Turmeric? Dar ce au oamenii ăștia aici? Cred că-s eu, că e camera așa. Uh-huh. Uite și cardamona. Cardamon? Ia uite câta cantitate. Deci n-am reușit. Nu, deci eu nu mai iau de la vânzător, mă, și cumpăr de la supermarket direct, lasă-mă cu vrăjeala asta. Dacă l-a luat și de la supermarket și l-a turnat în aia. Da, deci noi suntem nemulțumiți acum că pe 100 de unde mergem să cumpărăm condimente, în astea noi am prins mișcarea. Condimentele vărsate, care teoretic ar trebui să fie mai ieftine. Exact, cum că sunt la vrac. Vărsate, da. Costă mai prins, mult, de 5 ori mai mult decât cele ambalate la market. Da, exact. Ne-am văzut cam cât costă la market și e mult mai ieftin dacă le cumperi de la supermarket. Ceea ce probabil că o să și facem, că dacă e așa la vrac, sunt mai scumpe. Culmea. Asta e, mai căutăm. Dar asta v-am spus așa ca recomandare, ca să știți care e mișcarea. Din câte observăm, bazarul de aici, din Rabat, nu mai e așa de tradițional ca și cel din Marrakech. Au multe chinezerii. Acum, bine, mă rog, o să ne mai uităm mai încoace, mai încolo, să vedem ce mai găsim. Poate nu suntem noi pe strada cea potrivită. Doar că marfa e alta. Deci zici că ești la noi în Europa. Nu prea simți așa feeling-ul ăsta de tradițional. Dar mai vedem, ne mai rătăcim pe aici un pic să vedem cum e treaba, că până la urmă mai face parte din explorarea orașului, bazarul, iar mâine vrem să facem tot orașul într-o zi. Deci nu avem timp să stăm mai mult, așa că va fi o zi intensivă. Bună dimineața, oameni buni și frumoși! Astăzi suntem în Rabat și ne vom petrece toată ziua pe aici, așa că fiți alături de noi să vedeți cum arată Rabatul, egal Maroc, da? Capitala acestei minunate țări de care noi deja suntem îndrăgostiți. Nu uitați să lăsați și un subscribe, un like și un comentariu. Toate comentariile voastre să primească un like, un love și evident un răspuns. Noi am ajuns deja la o mică terasă, așa în zona Medinei, da? Pe fundal se vede acest perete portocaliu. Nu lângă carnea aia, te rog, nu lângă carnea aia. Iasmin a văzut o mare o mare rulotă cu carne acolo. Și noi o să ne punem aici frumos undeva la o măsuță, să admirăm peisajul, să ne uităm la oameni. Și deci cam aici este centrul orașului, da, Medina și zidurile acesteia. La ei abatorul și prezentarea cărnii este așa, la mașină, de aia Iasmin era un pic, da, deci nu se țin la rece, se ține la dub. Dar e ok, na. Nu s-a întâmplat nimic negativ. Așa se poartă la ei. Ia uite ce a adus domnul aici, ați adus omletă cu vașchirii. Ai, ai, ai. Arată bine micul dejun, ia uite ce frumos se prezintă treaba. Nu e loc, exact. Ia du-te mai încolo ca să ne desfășurăm. Te trimit la plimbare. Mamă. Asta că e spread-ul ăla. Spread-ul și cafeole. Spread-ul care ce ai zis că este? Un unt de arahide? Nu, e unt de migdale cu ulei de argan și cu miere. Ok, ok, arată bine. Și mai ai undeva miere și într-un loc ulei de măsline. Și mai trebuie să ne aducă pâine. Ok, deci se mai aduc chestii sau asta e tot? Se tu? Aici cred că e un iaurt. A, avem un iaurt? Da. Okay. Și mai trebuie să ne pâine. Și pâinică. Deci cam așa arată un mic dejun la buza aici a Rabatului. Să ne uităm la acțiune, deci de aici se face aprovizionarea. Vine și tramvaiul, ia fiți pe fază că vine tramvaiul, zici că dacă nu vă ziceam că eram în Rabat aici, zici că eram direct în Bruxelles. Unde? Bruxelles sau ești în altă capitală? Bruxelles. Ah, Bruxelles. Auzi cum arată. Și-a crezut că ai făcut o combinație dintre Busan și Seul sau ceva. Ne suntem plini de șmecherii la ora aceasta, suntem plini de dume, sperăm că ne țineți toată ziua așa. Așa arată Rabatul. Mergem frumos pe pietonală. Am fost de am luat niște bilete de la gară și ne îndreptăm spre următoarea noastră destinație, dar până atunci ne bucurăm de un porumbel, de un copăcel, de un frig, pentru că încă este destul de frig afară. Păi m-a luat un pic și durerea de gât. Ce ai aici? Am și un aparat foto. Doamne, care e... cât de gigantic ești! E ascuns, să nu se vadă așa, să nu atragem atenția. Siguranța înainte de toate. Nu deloc atenție, chiar. Da, nu se vede. Siguranța înainte de toate, că știți cum e.
trebuie să nu prea părem turiști, deși cam suntem. Iasmin, în schimb, de vreo 3-4 ore a trecut ca fiind localnică. S-a oprit femeie pe stradă să o întrebe într-o arabă foarte fluentă chestii. Deci e de a zonei. Este aici trecută, eu clar, n-am cum, vă dați seama, arăt european. Am și o crușuliță în ureche care întotdeauna atrage atenția într-un sens diferit. Nu o fac în alt sens decât mie îmi place să fiu, să reprezint ceea ce sunt și cine mă judecă pentru asta, să o fac în liniște. Ia uitați, aici și hotelul luxuriant, frumos, deci chiar e plăcut să te plimbi pe aici, în această zi minunată. Prin zona centrală, pe aici unde mai mergem, se vede în spatele meu, sunt foarte mulți oameni nevăzători aici. Cred că am trecut pe lângă 30-40 de oameni care sunt înșirați în zona aceasta și clar nu sunt excluși sau ceva, adică se vede că au o problemă în sensul ăsta. Și nu înțelegem de ce sunt atât de mulți oameni care sunt cu problema de nevăzători. S-au adunat aici. Și s-au adunat toți aici, e impresionant. Să-i vezi și în același timp și pare rău. Dacă aveți un reper de ce sunt atât de mulți nevăzători pe aici prin zonă, poate ne scrieți și noi un mesaj în comentarii, că noi nu ne-am prins care-i treaba. Aici nu știu că era 3-5 și în Marrakech era 10-20. Concluzia zilei, deci aici în Rabat prețurile sunt mult mai bune decât în Marrakech. Suntem în Medina, aici unde se vinde pâine la căruț. Bonjour! Unde se vinde pâine la pachet și oamenii sunt prietenoși pe alocuri. Și aici Medina are multe variații de produse. Aici am găsit și destul de multe chestii, ai văzut, de cusut, croitorii, mâncare, prăjituri, cărți, o grămadă de cărți. Domnul, aici e domnul? Va, aici un domn popular. 4.000 de cărți. Ia, zi-ne mai multe până filmul mai bine, zi. Nu știu, știu că vinde, are librăria asta de foarte mulți ani, da. Cred că de 40 sau mai mult, și a citit toate cărțile pe care le vinde. Și uite și acum citește. Ce drăguț. Și zice că a citit peste 4.000 de cărți și spunea că, practic, pentru că a citit peste 4.000 de cărți, a trăit peste 4.000 de vieți, așa zis. Ce frumos. Hai să schimbă câteva vorbe cu el. Nu vrei? Nu, că mi-e rușine. Ți-e rușine, da? Da, nu, frumos, rușine. Deci domnul este. Păi și a citit, uite, de toate, nu? Da. Foarte, foarte fain domnul. Nici nu ne băga în seamă, așa, nu-și vedea de treaba lui, am făcut niște... Dacă citea și mie mi se întâmplă așa. Da, era prins în poveste acolo. I-am zis un elegant bonjour, monsieur, dar nu prea a reacționat. Dar oricum foarte, foarte faină imaginea și personajul. Ne-a plăcut tare mult. O bucurie pe aici, pe străduțe. Chiar o bucurie. Nu? E o stare așa frumoasă. Ne bucurăm tare mult. Ușor, ușor am ajuns și în zona Kasbah de Udaya. Este această intrare magnifică. Într-o zonă în care, pe cuvântul de onoare, nu zici că dai drumul la perechi și ai intrat în film. Arată foarte impresionant toată această zonă și abia aștept să intrăm. Cum arată? Acolo în zare văd că există și un zgârie nor care se construiește acum, care domină așa tot peisajul orașului. Ce pisică mare, dar nu se vede la mine pe cameră, poate tragi tu în poză. Ce frumos e pe aici. Este un oraș tip fortăreață, da? Un oraș vechi care era folosit pe vremuri pentru a se apăra împotriva atacurilor berbere și altor invadatori. După cum am spus și mai devreme, și este o medină super frumos organizată, adică se vede că aici chiar totul este făcut la centimetru. Senzația este clar de muzeu, v-am spus, cam asta simți aici. Porțile astea, ce frumoase sunt, uite-te și tu, cum arată ușile. Totul e super frumos. Vai, și aici ce, ia uite ce exponate. Ce tajinuri, ce chestii. Bob, da? Foarte frumos. Foarte, uite, foarte. Uite, seturile astea aici. Și inclusiv, uite, dacă și motocicleta asta, așa, e totul integrat. Uitați-vă ce frumusețe aici de... ușă de intrare, de casă, de tot. Clasic. Vedeți ce mișto arată.
un scuterel, o străduță. Îmi plac tare mult aceste, la aceste uși, aceste mânuțe de care tragi ca să poți să suni la o ușă. Am lăsat-o ușor să nu sune. Și e foarte frumos cum se vede și aici, practic, turnul de unde este moscheea. Poate și prindem rugăciunea de la prânz, că pe la ora asta prânzului vor fi momentul. N-ai ce să zici, super frumos. Oriunde întorci capul, este câte un colț ascuns de frumusețe. Ia uite, Iasmin, în curând o să ai pe dreapta o ușă și o pisică, să fie totul clasic. Clasicul de Maroc. Asta este ușa pisicile astea care zici că sunt neam de tigri, ia uite. Pentru cei pasionați de construcții, uitați ce frumos lasă la vedere lemnul care susține practic podeaua de deasupra și creează o senzație foarte frumoasă, estetică așa. Putem să ne inspirăm de pe la ei. Și ca să fie meniul complet, aici ajungem într-o zonă în care se aude mare anzare. Te-am mai zis că pe mine sunet valurilor mă înspăimântă? Nu. Și când pe unii relaxează? Pe mine mă relaxează. Pe mine mă înspăimântă. Ne-am găsit. E, și iată și marea. Mare unde se și face surf din câte se poate vedea. Deci marocanii au tot felul de preocupări care de care mai occidentale. Dar fac un surf, văd cu... se ajută și de o vâslă, e ceva mai așa, mai între. Deci aici suntem la Oceanul Atlantic, iar dacă am ținut pe direcția asta încolo, Iasmin, așa, se pune pe timonă, pe direcția aia, am ajunge în Spania și în Portugalia. Este foarte aproape. Cred că dacă se face mai senin, putem să și zărim, poate, țărmul. Păi și putem să notăm? Putem încerca, da, de ce nu? Da. Eu am devenit foarte atașat și de-a dreptul îndrăgostit de aceste porți. Vom merge aici în zonă unde în primul și în primul rând am început să nădușim destul de grav. E foarte ciudată vremea. Într-o oră, da. De la frig cu toate hainele pe noi, era cald fără geci pe noi. Nu mai știm ce să mai dăm jos. Dar e bine, ne bucurăm. A găsit Iasmin aici în zonă niște grădini andaluze să le vizităm și e foarte, foarte frumoasă zona asta. Ia, pe unde se intre la grădina andaluze? Poate pe aici? Poate pe aici? Aici pe la tunuri? Ia să vedem, sunt tunurile vesele. Ia uite ce frumoasă intrarea. Vai, nu mă așteptam la așa ceva. Doamne, cât de frumos e. Cât cuprins cu ochii, este natură și grădina asta chiar te inspiră. E micuță grădina, dar... E micuță, dar fâșneață. Ia uitați. Partea drăguță. Și grădina lui mami. Și tot decorează. Deci mama Iasmine, ea cum este pasionată de grădină. Simțim și niște mirosuri deosebite. Nu știu, pare așa cimbru sau ce. Nu știu, ceva mișto. Da, foarte, foarte frumos. Și ce îmi place mie aici este că pe lângă acest aspect a fost și intrarea gratuită. N-am avut niciun cost. Și condimentul ăsta, ce e? E o plantă aici care miroase incredibil de bine. Cât de frumos e. Și încă o dată, repet, fără intrare. Eu m-am pus să miros toate astea, să văd care e. Ia vezi. Identifici tu planta care miroase așa de bine și de frumos? Oare? Zici că e parfumul, natură, așa se simte, dar nu dau seama. Miroase atât de mult peste tot încât... Nu știu și de unde s-o apuci. Aia de se bagă în astea să le miroase. Ia uite și ce portocale în zare, vezi cât de plin e copacul acela? Acel portocal. Și ca peisajul să fie complet de aici, din grădini, intrăm printr-o nouă ușă din aceasta favorită. Și o să vedem în zare din nou o bucată din Oceanul Atlantic. Aici e o cafenea. E și o cafenea aici, da? Ia uite ce frumos stai aici, bei un ceai, te dezmiardă un pic de soare. Uite ce frumoase stajinurile astea, vezi? Wow! Da, super! Ce frumos arată și terasa asta! Uite cât de frumos se vede și încolo. Ia să vedem și pe aici. O minunăție. Tare frumos. A
am ajuns din nou în zona Medinei, facem ce facem și ajungem din nou prin zone în care sunt lucruri legate de artizanat. Și eu, pe cuvântul meu de onoare, că nu mă sat, o să le filmez, adică mi se pare superb. Mamă, ce domnul să ai. Uite-te și tu ce e. Ceva fabulos. Și e un mic, mic magazin. Foarte frumos. Peste tot. Băi, oamenilor, ce e aici, ce frumuseți. Deci dacă vă gândiți, ne gândeam și noi de altfel. Să vă decorați o casă la un moment dat. Noi nu avem casă, dar de decorat casă. Ne-am apucat să o decorăm. Mental. Marocul e clar o soluție. Deci Marocul... Să veniți cu bagajul gol și mai mare. Bagajul gol și mare, că aici sigur o să găsiți ce să luați. O grămadă de lucruri pentru casă. De la covoare, la tablouri, la... Uite-te și tu și în curtea asta dacă intri. Ia uitați-vă ce frumos așa intri. Întotdeauna boltele astea așa frumos arcuite, specifice lor. Vai, zici și tu, Iasmin, cum e aici, zici. Zici că e la Hanul lui Manuc, varianta marocană. E incredibil de frumos. Zici și tu cum arată aici. Nu zici că ai intrat în alt univers, zici că s-a dat timp înapoi. De ce scaune? Da. Portocalii ăștia peste tot și cu toate piesele astea. Rabatul are partea lui de tradițional. Ne gândeam noi că n-o să fie numai chestii moderne sau ceva capitală, fiind, și ai de toate aici. Pentru acasă, un asemenea ceainic. Dar ce are domnul ăsta aici? Câte piese, câte variante, câte chestii. Da. Superb. Am venit să vizităm și Hassan Tower. Hassan Tower, care, din câte mi-a explicat Iasmin, are o istorie foarte interesantă. S-ar fi dorit să fie una din cele mai mari moschei de la perioada construcției sale, însă inițiatorul a decedat și s-a oprit construcția. Cam asta e povestea pe scurt. Un tur foarte frumos, cu o grădină la fel de frumoasă, dar care din păcate nu poate fi vizitat, deci nu se intră înăuntru. În schimb avem așa o priveliște panoramică asupra Rabatului. Arată foarte frumos Rabatul. Ia uitați ce frumos este și tramvaiul. Și toată priveliștea asta foarte faină de aici. Un oraș foarte frumos. Foarte fain, îmi place. Deci pentru a fi totuși mai clar, aici este zona nouă a Rabatului. Teatrul Național, cel din partea stângă, unde se vede acea clădire super futuristă și o parcare imensă. Iar aici în dreapta se construiește un zgârienor, nu știu ce o fie acolo, dar arată fabulos, foarte interesant. Fiind încă o dată singura clădire care e mai înaltă din zona veche a orașului, pe care o putem vedea la orizont. Deci Rabatul este o îmbinare foarte frumoasă între vechi și nou, iar această structură mă duce cu gândul chiar spre Sydney, spre operă, spre chestii super futuriste, unde vis-a-vis, de exemplu, este un port cu niște părți super tradiționale, deci foarte frumos. Chiar și spre Istanbul parcă mă duce un pic cu gândul ce văd aici, dar în Istanbul n-am văzut construcții așa de futuriste. Deci acolo e și opera, dar nu s-a deschis. Mm-hmm. Și că n-au voie vizita. Da, păi da, uite cum arată, super frumos. Și parcul, vezi? Da. Foarte frumos. În partea superioară a acestui turn este mausoleul, unde intrarea este păzită de către soldați. Uitați ce frumos pe cai, de unde și vorba pe cai, voinicii mei. Calul nu prea mai are răbdare, ar vrea și eu să facă un pipi, ar vrea să facă un caca, poate, cine știe. Și... Ia uitați aici. Mamă, dar trebuie, era mare moscheia dacă s-ar fi construit pe amprenta asta la sol, ca să zic așa, în de ale construcțiilor. Avea o amprentă masivă. Cea mai mare de atunci, din lume. Cea mai mare din lume. Da, e foarte, foarte mare spațiu aici. Și eu aici mi-amintesc că am făcut niște poze, am și o poză cu mama mea când am fost acum ceva timp. Da? Da, acum mi-am amintit. Deci ai fost în Rabat. Da.
Am ajuns prin zona școlilor, unde sunt tot felul de picturi astea, care de care mai frumoase. Ce frumos! Ce tare e asta! Da, e super frumos! Și uite, deci cu tajin, bucătar, fotograf, da, ce frumos. Medic, da, pictor. Da. Ce frumos! Suntem la un dreptul unui școli, din câte văd aici și pe gard, pe acest anunț. Deci am început să explorăm Rabatul la picior prin zonele mai puțin turistice, cum ne place nouă, pentru că suntem în căutarea unei zone unde să și mâncăm și ne bucurăm de aceste picturi foarte, foarte frumoase. Și uite, cred că fata asta seamănă cu mine cât de cât. Ia, care fata? Cea cu creionul? Asta. Da. Păi, oricum, v-am spus pe Yasmin pe aici și mai devreme, un domn vorbea cu ea într-o arabă fluentă, pare de aici, din Maroc. Eu nu le răspund că sunt o arogantă. Da. Probabil asta se gândește. Și să vedem unde o să găsim, o să vedeți ce am căutat. Un restaurant a găsit Yasmin, suntem foarte aproape de el. Unde căutăm un preparat cu specific. Ce e, coadă? Nu știu, sper că nu. Ok, vedem acum. Sunt 1000 de oameni fix acolo. E manifestație, toți cer preparatul de mâncare pe care tu îl cauți. Cred că toată lumea s-a adunat acolo pentru acesta. Ia să vedem dacă acea coadă este la restaurant. Pare un grup de turiști care s-au oprit ad hoc totuși. Că doar nu fi fost toată lumea atât de actiată după ce căutai tu de mâncare, mă gândesc, nu știu. Ia, hai să vedem. Care e treaba? Bagă și tu un bonjour. Ghinion de neșansă, preparatul pe care îl căuta Yasmin nu mai există. Care era acesta, ca să știe și oamenii ce căutai? Vreau o pâine cu condiment. Cu zatarul ăla, pe care l-am căutat și în Dubai, în neștire. Deci zatarul a devenit marfă, trebuie să mergem neapărat în Iordania ca să putem mânca zatar ca la carte. În schimb, s-a luat aici un hummus, s-a luat un falafel. S-a luat o salată de vinete, ceva clasic, am putea spune. Falafelul e bun, hummusul nu prea are gust de hummus. Aoleu, nu m-am apucat să mănânc, mi-am pus în gură doar că l-am văzut. Acum urmează să am surpriză, am înțeles. Da, și cam asta e tot, nu? Adică o masă cinstită, onestă, pentru un fizic sportiv. Cam atât se mănâncă în acest prânz. Eu ce sper prin bazar? Să mai găsesc lipia aia cu carne de vită, până mai spre seară. Și cam asta a fost, mergem pe buget redus, că mai avem niște zile de stat pe aici și să putem să reducem până la capăt. Așa că facem o trecere rapidă și îți doresc poftă cu noi video. A venit și la Dision, cum se zice aici, sau nota, 87, adică vreo 9 euro. Vreo 8 euro. 8 euro în lei, cât Dumnezeu, cât am mâncat? 40 de lei. Vreo 40 de lei, cu ceaiul. Deci mi-a venit și ceaiul. Și pâinea. Și pâinea, eu sincer, pâinea a fost inclusă, eu sincer vă spun, m-am cam săturat, adică a apărut puțin, dar cu un aperitiv din ăsta e foarte onest. Yasmin e deja super full și eu m-am săturat, adică cred că pot să o duc și până mâine așa. Nu ne înțelegem, nu facem foamea. Dar ne place să mâncăm cât trebuie și să nu lăsăm pe jos, să rămână, să spunem așa, să rămână pe farfurie. Recomandăm cam cât știm că mâncăm. Că putem să ducem. E da, și pentru buget, și pentru mediu, și pentru tot. Și pentru mediu, și pentru organism. Deci, comandați cât că știți că e ok, mai ales că e ora după amiezii, mai ciugurim puțin și gata, cam asta e. Tu mă filmai pe mine tot timpul ăsta? Da. E bun ceaiul? Da, e bun și cred că încă mai e. Mai e ceva, deci un ibric din ăsta. Mai e un, deci am băut, astea două cane jumate, cam așa, da. Și în total cred că sunt 3 cane. Apropo de cât poți să bei dintr-un ibric, noi am băut 2 oameni. Da. Bun, hai să plătim și să ne mișcăm. Mergem după aceea, se pare, la un muzeu și anume de artă. Să vedem și noi pe acolo câte una, câte alta. Continuăm ziua, deci cu băgăm ceva și la căpuț după ce am băgat la stomacuț. Prin drumurile noastre, am găsit și catedrala San Peter. Yasmin râde că sunt la patra pronunție. Deci Sfântul Petru, ca să fim mai clari. Și nu cred că o să intrăm, pentru că suntem pe mare grabă să ajungem și noi la Muzeul de Artă Modernă, să vedem cam care este treaba cu arta pe aici. În schimb, vrem să vedem piațeta aceasta. Și ne place tare mult Rabatul, chiar e foarte civilizat totul, sincer. E un oraș pe care merită să-l vizitați pentru că e foarte civilizat, așa și aranjat.
Uite acolo tichete pentru tramvai. Oamenii pe aici sunt fericiți, fetele nu sunt cu capul acoperit să fie cu hijab, cu chestii restricte așa și să vezi că na, tineretul este vesel, chiar modern. Foarte tare. Nici muzeul de artă modernă nu ne lasă dezamăgiți, arată foarte frumos clădirea de la exterior. O să vedem și exponatele de pe la interior. Și eu sper să fie deschis și nu o să filmăm chiar totul, să nu vă plictisim pe aici. Dar clădirea arată spectaculos, uite-te. Vezi, au formele astea, arcadele. Totul este atât de specific și de frumos. Incredibil. Și nou, adică arată restaurat, uite picturi. Palmierii. Palmierii, da, foarte îngrijit. Uite, cu expoziție permanentă. Da. Super fain. Dacă avem voie să filmăm din interior sau găsim ceva spectaculos, o să încercăm. Deci cu camera aceasta nu prea se vede bine în lumină scăzută. Și bulevardul, uite ce frumos e unde am plasat. Foarte tare. Am și intrat, 20 de dirham pe persoană, costul foarte mic, adică vreo 2 euro. Și am înțeles de la Iasmin că putem să vizităm cu același bilet și vis-a-vis, a un alt muzeu, ce muzeu e? Ah, nu scrie, mă rog, o să vedem. Da, și-am ieșit, și-am intrat, gata, acum suntem să vizităm. Foarte frumos arătător și nou, deci e țiplă. Miroase a nou peste tot. Foarte frumoase sunt toate exponatele. Expoziția începe cu o sursă divină și sacră. Și am găsit multe exponate foarte frumoase aici. Nu o să le filmăm noi chiar pe toate, dar clar merită vizita la acest muzeu. O, ce frumoase sunt. Îmi place pe peste panoul ăsta albastru. Da, 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 creează un contrast și frumos. Se văd umbrele. Exact. Uite, asta e făcut cu materiale. Cu materiale, da, ca un fel de... Ce de pie, da, de mai multe materiale. Foarte frumos. Ca o revistă așa, știi, în care e pus. Ca un fel de pop art asta vrea să da. Fie. Vezi cum arată lemnul ăsta așa ars? E o tehnică și asta foarte interesantă. Dar încă o dată de remarcat cât de frumos e muzeul, cât de nou totul. Da, sper niștit. Nu e la nimeni. Eu am crezut că e închis. Da, exact. Pentru că normal că la muzeu nu prea vin oamenii, în general. Dar aici de chiar merită venit. De ce de acolo? Hai că... Este o interpretare modernistă a unei situații. Ce iese de aici? Păi nu știu ce iese de aici. Interpretarea fiecăruia. Cum se adică numește? Adică puteți să pune, de exemplu, aici. Poate fi un penis, ca sugestie, cine știe, nu? Că până da, moment... da, 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 ceremonii. Ceremonii. Deci, probabil că... Se leagă cu vreo ceremonie. Ți-a atras atenția? Asta a fost și intenția. Da. Nu? Da. Am găsit și o monedă românească pe aici, o bagnotă. Chiar veche, nu? Da, veche, aia de ediția de, cum îi spune, de... Era să zic apocalipsă, de eclipsă. Uite, Republica Moldova, un leu. Moldovenesc. Ia să vedem ce mai recunoaște. Asta e Chucky varianta scândură. Da, exact. Chucky cel rigid. Există și varianta așa de artă modern. Zăpăucită, modernă, exact. Ne-a plăcut până acum, chiar n-am petrecut prea mult timp, dar chiar e frumos. Este destul de micuț, deja l-am parcurs până acum, destul de rapid. Prea rapid, pe principiu cât dai atâta face, glumesc. Dar să vedem dacă mai există și alte exponate, dar cert este că merită vizitat. Chiar e un muzeu frumos, simplu, elegant și la obiect. Am încheiat vizita și ne-a plăcut tare, tare mult. Merită să veniți aici, vă recomandăm cu foarte mare drag. Noi începem să cam obosim așa ușor, ușor și cred că... Deci nu suntem leșinați de-a dreptul. Am obosit, mâine iară, suntem pe drum. Așa că vom pune punct aici vlogului de astăzi, prin a vă mulțumi încă o dată că ne-ați urmărit, prin a vă mulțumi că sunteți prezenți aici alături de noi. Nu uitați să lăsați un subscribe dacă n-ați făcut-o deja, dacă v-a plăcut, evident, ceea ce ați văzut, un like și un comentariu în care să ne spuneți orice vreți voi și ne vedem cu foarte mare drag în următorul vlog, pentru că vom pleca spre Fes. Este un oraș absolut magnific. Pentru cei care au urmărit serialul Clona, știu că sunt multe doamne care se uită la vlogurile noastre. O să mergem pe urmele filmării acestui serial. O să stăm în Medina pentru niște zile bune din Fes
și zicem noi că va fi o experiență cel puțin la fel de interesantă precum cea din Marrakech. Până data viitoare ne vă pupăm cu foarte mare drag de aici din Rabat și vă dorim tot binele din lume. Ceau, ceau!